Ministerul Sănătății anunță primul caz de variola maimuței diagnosticat în România. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 26 de ani din București. Potrivit hotnews.ro, boala a debutat în urmă cu 4 zile, iar pacientul s-a prezentat la spital în cursul nopții precedente. Starea bărbatului este bună, precizează ministrul sănătății într-o informare. Potrivit sursei citate, pacientul primește tratament simptomatic și se află în izolare. Din anamneză rezultă că partenerul persoanei infectate a călătorit în ultima perioadă în mai multe țări din Europa, unde există numeroase cazuri de infecție cu variola maimuței, mai menționează ministrul sănătății. În acest caz este în desfășurare și o anchetă epidemiologică efectuată de DSP București. Primul pacient diagnosticat cu variola maimuței în România va sta în izolare 21 de zile de la momentul apariției simptomelor. Bărbatul este internat în acest moment, însă Ministerul Sănătății nu a dezvăluit la ce spital din motive care țin de confidențialitatea pacientului, relatează hotnews.ro. Variola maimuței nu se răspândește cu ușurință între persoane și necesită un contact apropiat. Virusul intră în organism prin pielea sau prin mucoasă lezate, tractul respirator, ochi, nas sau gură și prin fluide corporale. Principalul mod în care poate fi răspândit este în timpul contactului fizic apropiat și prelungit cu o persoană care are variola maimuței.